Vă invităm aici la orchestră, la scenă. Hai băieți! Thank you.
cunosc foarte important, fraților. Socru Mică Mătaru îi cheamă pe toți oamenii lui. Oamenii care au venit după Socru Mică, după Cămătaru, vă roagă frumos să veniți alături de el, fraților, să-și facă și el datoria față de fiecare om în parte care a venit după el, să dea și el sticlele, fraților. Vă dea Dumnezeu numai bine! Bineînțeles, așa cum spune Socru Mic, Socru Mic Cămătaru, să va cânta melodia internațională. Îți dă Dumnezeu fericire, Cămătare! Vai, 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 inima, vai! Asta-i neamul, bada, vai, vai! Familie cu valoare, de la mic până la mare. Încă o dată! Vai, 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 inima, vai! Tot-o marca lui Socru Mic, de la Socru Mic, Cămătaru, că 50 de robătru. Toți oamenii care au venit după el în egală măsură, vă mulțumesc de la toți, să vă dea Dumnezeu bucurii și fericire, 50 de euro. Mă revedem cu data vorbele astea. Atențiune din partea lui Sică. Băiatul lui domnul Gheorghe, special pentru Socru Mic, pentru Cămătaru, pentru frații lui Cămătaru, pentru Socru Mare, pentru Sandu, pentru toți verii, toată dinastia Bananai, toți cei care au venit după Socru Mic, 50 de euro. În partea lui Sică, trăiască copiii lui, frații lui, familia lui. Ia-o-s! Vai, 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 inima, vai! Asta-i neamul, banana! Asta-i neam cu valoare, din cap până în picioare. Solo! În partea lui fratele meu, Dadașii! Chiar dacă nu mai este unchiul Bananai lângă ei, nepoții lui și copiii lui, duce numele lui mai departe! 50 de euro pentru dinastia Bananai din partea lui Dada și fratele meu. Să aibă noroc și fericire! Încă o dată vorbenea să criminale! Vai, 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 inima, vai! Ăsta-i neamul, Bananai! Ăsta-i edal cu valoare, din cap până în picioare. Avem neam de 10 stele, din orice punct de vedere. Solo! Solo. Domn Barda lui Sorin, pentru domnul Gheorghe, 50 de euro special pentru toată dinastia Bananai! Pentru vorbele astea adevărate, pentru Socru Mic Cămătaru, frații mii, familia mii frumoase! Ia vă rog eu mult două vorbe criminale! Ce-am învățat să cunoaște, din Bananai poieri să naște. Și rămânem în picioare, că avem mare valoare. Vai, 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 inima, vai, asta-i neamul Bananai, vai. E Bananai nume mare, e Bananai forță mare. Solo! O strofă și pentru domnul Ion Goroiu, frățiorul lui domnul Gheorghe. Frații mei care nu au avut mașalier niciodată, niciodată! Auzi ce spune? Legendele nu mor niciodată. Ia-o-s! Vreau să audă lumea toată, legendele nu mor niciodată. Ion Goroiu, forța noastră, rămâne inima noastră. Vai, 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 inima, vai, Ion Goroiu și Bananai. Să luăm de partea lui Minel, pentru Tecuțul lui, pentru domnul Ion Goroiu, pentru Chiului, pentru Bananai. Dumnezeu să-i odihnească, care nu se uită numele lor. Și pentru unchiul lor, tata lor, care a rămas în picioare, domnul Gheorghe! Să
Ai dat Dumnezeu bucurii, 50-0 să rămână de partea lui Minel. Aceeași vorbă. La partea lui Mărdulea special pentru Nicuțului, domnul Bananai care nu va fi uitat niciodată, și pentru domnul Ion Goroiu la fel, pentru domnul Gheorghe. Ia vă rog eu mult 50-0 și pentru frații lui și verii lui. Braziliene, ai vină lângă frățiorul tău. Alo? Ia-o-s. Ce spune domnul Gheorghe? Campionii României, ia-ți toate frații mei. Vai, 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 inima, vai, Ion Goroiu și Banana. Să trăiască neamul nostru, Banda mare și frumosul. Avem neam de 10 stele, din orice punct de vedere. Domnul Bardelu Marii, aceleași vorbe pentru unchii lui, pentru domnul Ion Goroiu și pentru domnul Bananai și pentru domnul Gheorghe, care a rămas în picioare să ducă numele mai departe la frații lui, împreună cu copiii și nepoții lui. 50-0 să rămână domnul Bardelu Marii. Alo! Ia-o-ți! Un tigru și cu un leu, Bananai și cu Ion al meu, mă. Știe că sunt frații lui Gheorghe. Duc numele la frații mei, copiii și nepoții mei. Că avem neamul cu valoare, cu valoarea cea mai mare. Solo, să auziți vorbele astea criminale pe loc la secundă. Au ce spune? Ce le-a promit la frații mei, că eu n-am să uit de ei. Că eu n-am să uit de ei, nici copii și nici nepoții mei. Ce-am învățat se cunoaște, din voieri voieri se naște. Mai stai fericirea, stai, dinastia Bananai, mă. Lasă-mă de lumea întreagă, legende nu mor niciodată. Solo! Eu Bardan Funky pentru domnul Gheorghe, persoana care a rămas în viață, în putere lângă noi. Pentru domnul Gheorghe, domnul Gheorghe, domnul Gheorghe, domnul Gheorghe, 50 euro! Au ce spune două vorbe care spune așa. Cine a rămas șeful nostru? Cine a rămas tatăl nostru? Toată lumea să știe că ăla este Gheorghe, bă. Din partea lui Minel. Volum. Volum la brazilianul Cornel. Pentru familia lui. Familia de 10 stele. Ia-o ce spune. Familie cu onoare. Am rămas tot în picioare. Mama! Niciun vânt și nicio ploaie n-a putut să ne doboare. Înălțime, so! Nu mai iară nimeni. Familie ca a mea, nu e vorba de novene. Familie de 10 stele, hey, hey, oh! Familia Zuralii.
și cu onoare. Familia Banana e nu vorbea pe loc. Încă o dată, la plăcerea lui fratele Sorin, strofa aia criminală care am cântat-o mai devreme. Spune domnul Gheorghe! Un tigru și bumâne, balalai și iodal mei. O ia-ți, domne, frații mei, care n-am să uită ei. Și de-o mână în picioare, indiferent în mișcare. Indiferent de mișcare, că avem ea un prea mare. Haide, bă! Yo! Solo, de la campionul nostru, de la domnul Gheorghe. Alo! 50 de rom special pentru frații mei, pentru domnul Goroiu și pentru domnul Bananai, frații care nu îi va uita niciodată. Și în ultimul rând pentru copiii lui și toți nepoții lui, toată familia asta mare cu valoare. Și pentru toată lumea prezentă de la domnul Gheorghe, să rămână din suflet! Să rămână 50 de euro, iau-ți! Este o vorbă cu valoare, că valoare-i tot valoare. Că valoare-i tot valoare, niciodată. Tot în partea lui Minel, special pentru domnul Gheorghe, puterea familiei, puterea neamului, care a rămas să ducă numele mai departe lui domnul Goroiu și domnul Bananai, pentru franții mii 50 de euro. Auzi ce spune? Eu am vorba cu spumânii, cu morcaii, cu morcâinii. Nu morcaii, cu morcâinii, nici câinii, cu mor stăpânii. Eu am vorba cu onoare, că valoare-i tot valoare. Mai stai fericire, stai, dinastia Banana-na-na. Domnul Gheorghe, auzi vorbele astea criminale. Ce vox, ce vox. Nu mă dau bătut vreodată, eu merg gata cu popiatră. Că vagone-i tot valoare, rămâne tot în picioare. N-am să uit pe frații mei, că ăia sunt ochii mei. Aș da bani și viața mea să îi văd în clipa asta. Haide! Yo! Yo! Spune așa. Spune că Mătaru. Sângea din sângele meu, furtunea fratele meu. Și bane din forța mea, care-i dau și inima. Mai am unul cu suflet bun, ăla e Doamne Sorin. Patru băieți cu valoare, din cap până în picioare. Cine e sufletul nostru? Este Gheorghe, unchiul nostru.
toată, Gheorghe Marcă, registrator. Familia Balana e familie cu onoare, cu respect, să vă dea Dumnezeu bucurii și fericire, frații mei. Se vorbește în toată lume numai bine despre tine. Up și povodul de a fost și povodul de a fost, niciunul nu vorbea prost. Tăicuțul meu, eu ți-am promis, n-am să-ți fac numele de râs, n-am să-ți fac numele de râs. Eu ți-am promis, tăicuțul meu, ți-am promis, tăicuțul meu, am să-ți duc numele tău. Tatăl meu, boierul meu, ca tine vreau să fiu și eu, să merg ca tancul pe piatră, pe urmele tale, tată. Să merg ca tarcul pe piatră, pe urmele tale, tată. Nu se poate compara prin cât a trecut tata. Și nici măcar o supărare n-a putut să-l supăre. Alberto, Cabona și Sadu, ia puțin atenție, oamenii lui Nașul Mare, pentru Alin și Cerasena, pentru familia lui Sucru Mic, pentru cuscurul lui, pentru Remus, familia lui Socru Mare Remus, pentru Socru Mare și familia lui. Pentru cel mai scump de pot, băiatul Duce Nasena, să-i dea Dumnezeu tot binele din lume. Pentru copiii lui Socru Mic, viața lui, sufletul lui, toată lumea prezentă, toți stații din lume de la Socru Mic, mulțumim din suflet. Din nou. Nu se poate compara prin când am trecut de ta, nici măcar o supărare n-a putut să-l dovoare. Ce inimă ai mai dat, mai dat înapoi vreodată? Te-ai ținut într-una tare și unde mergi ai valoare. Pe urmele tale, tata.
dragoste. Tatăl meu, boierul meu, ca tine vreau să fiu și eu. Ia puțin atenție! Tot din partea lui Ninel, încă 50 de euro pentru tăicuțul lui. Pentru toți tații din lume. Din tot sufletul pentru Ninel și pentru tăicuțul lui. Și bineînțeles pentru toți tații din lume. Tăicuțul meu, eu ți-am promis, n-am să-ți fac numele de râd. Tăicuțul meu, eu am să-ți duc numele tău, regele meu. Pentru cel mai scump dată, pentru coroiul. Poate să vină și războiul, regele meu e gunoiul, regele meu e gunoiul. Să mai nască cine-o vrea, regele meu e tata, e viața mea. Tatăl meu, inima mare, ai stat mereu în picioare. Spun și eu, e gunoiul, nume greu. Tatăl meu, boierul meu, ca tine vreau să fiu și eu. Să merg ca tacul pe piatră, și eu. Tăicuțul meu, putere mare, nimic nu poate să te doboare. Am și o strofă dintr-o doină ce mă reprezintă pe mine, fraților. La fântână cu apă rece, ușor, un pătră prin față-mi trece. Vai, 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 vai. Da se așează da, lângă mine. Am mă treabă ce faci cu bine, vai, vai. Vai, vai, vai. Au dă-mi și mie să beau apă, că mi-e uscată, când mă uit la dumneata,
parcă îl văd pe tata. Mai de joc pentru toată lumea, pentru toate familiile frumoase de la socru mii. Se iasă toată lumea la joc, domnilor. Soacră mare, soacră mare, ai băiatul ca o floare, cu inima fericită. Ce băiatul ginerică, ce băiatul ginerică. Uite, mamă, îmi stă bine în costumul meu de mine. Să-mi trăiască nața mea, bine, ginerică, o respect toată viața mă. Socru mare, satul să-i dea Dumnezeu bucurii. 50-0 pentru băiatului, pentru ginerică, pentru nășicul mare, fotomodelul nostru, Mau, să-i trăiască fetele, pentru cusclul lui care e familia lui, pentru căpătarul, că i-a dat onoră de valoare, noră de valoare și onoare, pentru scumpa lui noră de partea lui socru mare, Sandu. Pentru nășica mare și nașul mare, soacăra mare și soacăra mică, ce pentru toți verii lui, toți unchiului, să le dea Dumnezeu numai bine. Toți invitații fără nicio diferență de partea lui socru mare, Sandu. Ia vă rugăm să stea și socru mare jos, că și lui trebuie să-i pună floare. Ia-uzi ce spune mireasa. Eu am naș fotomodel, zici că e pica din cer, zici că e pica din cer. Și n-are banu, are banu, că nașul meu este mau, că nașul meu este mau. Că mă da rugul socru mic, este cel mai fericit. Dar și santul socru mare se vede ca are valoare, mă! De la mine pentru nașul mare, pentru Mau, trăiască fetele lui, nașul și nașa, ginerică, mireasa, socrii mari, socrii mici. Din partea lui nășicu mare, nașul mare, Mau, să-i dea Dumnezeu bucurii. 50-0 special pentru finii lui, pentru socru mic, pentru cămătarul și pentru socru mare, Sandu. Toată familia lui socru mic, cămătarul, de partea lui nășicu mare, Mau, să-i trăiască fetele lui. 50 de euro. Și pentru nașa mare, viața lui nașu mare. Două vorbe mai avem, după care vine ploconul lui nașu mare și ploconul lui socru mic, fraților. Of, of, of. Nașul mare, nașul mare, tu ai familie cu valoare, familie cu valoare.
Marina, inima ta, ce gata n-as cu casa ta, ce gata n-as cu casa ta. N-au valoare toți banii, am paliza și pe tine. Lumina ochilor mei, lumina ochilor mei, o valoare se cunoaște, ale, 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 ale. Caracter nu se mai naște, ale, ale, ale. La fratele meu de la Dada și 50 de euro pentru socrul lui, pentru ate, pentru ate, pentru ate. Yo! Vă la mine. Și pentru viața lui, pentru Dicuțul lui, pentru domnul Gherghe, campionul lui, să-i dea Dumnezeu numai bine. Ia-o-s. Vreau să joc cu cuscru meu, măi. La fel ca fratele meu, măi. Yo! Vorbești bine, mă. El are familia mea, mă. Auzi-mă. Yo! Și-l iubesc toată viața, mă. Vom vorbea pe la mine secunde. Sau în partea lui fratele meu Renu Aluaten, 50 euro pentru domnul Gheorghe și pentru domnul Aten. Să ne dea Dumnezeu bucurii. Domnul Paul Mondialu, care am mare respect pentru el, să rămână la copiii lui, pentru copiii lui, familia lui frumoasă, pentru Burdulea, pentru Cămătoarul, pentru Valentin și Sorin, pentru Ken, crească copiii lui, fratele lui Minel. Și în ultimul rând pentru cumnatul lui, pentru Dada și până la 100 de euro! Până la 150 de euro! Pentru domnul Ștefan Bănălai, care a fost și rămâne legendă! Și domnul Ion Gorăiu, la fel! 150 de euro! Până la 200 de euro pentru nașul lui, pentru Renu Pitbull-ul cu mătru meu! Fratele lui Ciprian și fratele meu! Pentru nașul mare, pentru mamă, de partea lui Renu Aten, Ginerica și mireasa, soacru mare, soacră mare, toată lumea să simtă bine, să rămâne la băiții tăi și la fata ta. Au ce spune? Și în ultimul rând, pentru Felix și Remu, să aibă noroc și fericire. Și pentru Maru, din partea lui fratele meu, Renu Aten. Băieții lui Sorin, cum spune atentul. Și domnul Pitel, să-i dea Dumnezeu fericirea, 200 de euro! Au ce spune? Invită pe toată lumea seastă la joc după melodia asta, după melodia asta, fraților. Vine plăpânul lunar și mii de scuze să rămână. Vă dea Dumnezeu bucurii! Domnul Gheorghe! Alo? De la fratele meu, Dada și 50 de euro. Pentru toată familia lui domnul Paul Mondialu, să-i dea Dumnezeu fericire. Pentru bărul lui, pentru Funky și Mari, perii lui, viața lui. Și toată lumea prezentă. 100 de euro, să rească tatăl tău, să ai noroc. Iauzi. Vreau să joc cu cuscru meu, mă. Alo? Din partea lui Felix, 50 de euro. Pentru domnul Aten și pentru Renu, pentru băiatul lui. Pentru toată lumea prezentă și pentru toți verii lui de la Felix. Iau ce spune. Toată lumea să știe, măi. Joacă la Aten și Gheorghe, măi. Iauzi tu, măi. Joacă pe un fotialu,
auzi, mai ai dat Dumnezeu fericire. Alo? Solo. De la fratele meu, de la Marius Mondianu, 100 de euro. Special pentru domnul Andrei, pentru domnul Paul Mondianu. Bineînțeles, pentru domnul Gheorghe, pentru copiii mei, pentru socrul mii, pentru cămătarul frații mii, familia lui. Tot ce înseamnă în prezent. Și vine așa. Ce familie regală, cu valoare mondială, familie cu valoare, de la mic până la mare. Ce familie regală, cu valoare mondială, familie cu valoare. Spune fratele meu Renu să vină cu mătru Renu, Pipulu și Ciprian. Alo? Toată Galicia să vină la joc. Îi invită socrul mic, cămătarul, să vă dea Dumnezeu fericire. 10 minute să cânte copilul, dar pentru toată lumea 10 minute să rămână, să vă dea Dumnezeu bucurii. Hai! 10 minute după care vine ploconul lunașul mare, fraților, spune și socrul mare și socrul mic. Hai! Alo! Că s-au strâns valorile. Ai! De ce secunde? S-au strâns toate cărțile. I-auzi, dume? Cât e Gheorghe în lunga mai mare. Cine e mare deștept, inima noastră la fel, nasa mută și Ardealu, o noi Pavol Mondianu. Cine este fericit, cămătarul s-a grubit, să-mi trăiască frații mei, lumina ochilor mei. Dar și s-a dus o plumare, că are mare valoare, că are mare valoare. Am și o strofă, pentru că s-au strâns toate valorile. Să vă trăiască copiii, familia, tot ce doriți. Elvis Chiamuru, Elvise! Vino și tu lângă noi, frățiorul meu, trăiască copiii tăi. Alo? Alo? La plăcerea lui socrul mare să vină și venii lui de la Valladolid și venii lui de la Cadiz. Vă rugăm frumos de suflet, fraților! Ramadani! Hai de tată! Alo? În partea lui fratele meu, Elvis Chiaburu, 100 de euro! Pentru adunarea asta frumoasă și respectul ăsta frumos! Pentru tot cercul ăsta de mare valoare, pentru socrul mic, pentru cămătarul, socrul mare, Sandu! Pentru Aten, pentru domnul Paul Mondianu, pentru domnul Gheorghe, tot ce înseamnă o prezență română! Eu știu bine să fac treaba! Hai, până! Hai să nașule! Nească fetele tele, maule! Fratele tot te iubește și te respectă mult! Bine așa! Asta e melodia lui Nășicu! Să la copilul Daru și nașul mare pentru domnul Gheorghe! Domnul Artea, domnul Paul, tot ce înseamnă o prezent! Socru mic și socru mare! Eu știu bine să-mi fac treaba, nu sunt valoare degeaba. Go! I-auzi, lume! De ce? Eu așa n-am fost de mic, cu tochii și pulă mic. Ne, 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 ne! Bine, Roberte! Dacă vrei să-mi iei norocul, trebuie să mă pur cu totul. Te pun, Vasile! Doar o mână, te descurci numai o lună. Valentine! Iau și adevărul, mă! Fericii sunt oameni tare fericii, că mi-ai dat mereu tot ce mi-am dorit. Copilașii mei, băierașii mei,
și nevasta mea fericită mea. Omul care iubește și le respectă, domnul Gheorghe, româna la copiii. Să vină și Maru și domnul Pitel aici de noi. Îi rugăm frumos. Hai domnul Pitel și Maru la fel. Remus, Remusică, hai frățiorul meu, vină și tu lângă noi. Hai, ia-o-s. Familia mea n-are supărări și nici nu va avea. Am avut eu grijă să nu ne lipsească ceva. Familia mea n-are supără și nici nu va avea. De ce? Că am avut eu grijă să nu ne lipsească ceva. Fericit sunt, domne, tare fericit, că mi-ai dat mereu tot ce mi-am dorit. Ochinașii mei, boierașii mei și nevasta mea, fericita mea. Strofa mai am și eu. Ținând cont, ținând cont că aici numai familia, nu e nimeni străin. Aie, asta a avut frățiorul tău să spun acum. Ținând cont că aici numai familia, nu e nimeni străin. Aici suntem un neam cu toții. Să vă dea Dumnezeu bucurii. În partea lui domnul Gheorghe, pentru cuscul lui, pentru domnul Aten, de la domnul Aten, pentru domnul Gheorghe și pentru domnul Paul Mondialu. Socru mare, socru mic, toată lumea prezentă! Alo! M-am mutat de mult cu familia mea, unde nu sunt nori. Pe strada cu soare, pe strada foierilor. M-am mutat de mult cu familia mea, unde nu sunt nori. Maule! Pe strada cu soare, pe strada foierilor. Fericii sunt, doamne, tare fericii, că mi-ai dat mereu tot ce mi-am dorit. Copilașii mei, băierașii mei și nevasta mea fericită mea. Să română vouă, să vă dea Dumnezeu sănătate. Apreciez respectul dintre voi, că așa este frumos la o nuntă să dansăm cu toții, să ne simțim bine. Și e cel mai frumos așa, cel mai elegant. Gheorghe Sultanu a dăruit masa cu 500 de euro să trăiască copiii. Gheorghe, să ai noroc și fericire, fratele meu. Ciocoi 50.
Bine te-am găsit, nașule! Să-i dea Dumnezeu fericire, bucurii! Și numai bine lună și cu mare lumau trească fetele lui! Și nășica mare, doamna lui! Și-o nevoie de o box aici, mai în față! Vino, Costel! De la Renu, Renu Atent și copilul de aur special pentru nașul mare și de la Ciprian Pitbull-ul, pentru nașul mare, pentru copiii lui, pentru fetele lui, o melodie care eu am făcut-o pentru copiii mei și o dedic și pentru nășicul mare, pentru Mau, pentru scumpa lui soție și copiii lui. Am familie după inima mea, după sufletul meu. Ha! Unde ești? Vine, vină încoa! Pentru nașul mare, generalul Bima mai în fața Cornele. Of, copiii mei, of, eu mor de voi. Pentru nășica mare să-i trăiască bărbatul și fetele, surioara lui Renu Atent, cu cel mai mare drag și respect. Și pentru Ciprian, fitbulul de la mine, pentru băiții lui, ne-a Dumnezeu bucurii. Unde ești cu metre? Să vină și cu mătru Renu fitbulul, aici lângă noi. Fiecare om de pe pământ are zile când e necăjit și-ar fi supărat toată viața dacă n-ar avea familia. Dar pe omul cu familie nu-l doboară supărările, chiar și o zi dacă-i merge prost, familia ne ridică de jos. Am familie după inima mea, după sufletul meu, și sunt norocos și binecuvântat de bunul Dumnezeu. Copiii mei, nevasta mea, sufletul meu, inima mea, pentru ei mă lupt ca să fiu cineva. Marta Lunașul Mare Mau, pentru nevasta lui care a tras mereu cu el, pentru Florina lui, doamna lui, pentru fetele lui, pentru Betty și pentru Lisa, pentru puterile lui, fetele lui care îi dă viață, viața lui, tot ce înseamnă viață pe fața pământului, copiii lui și nevasta lui. Ar vrea să mănânce pâine cu sare, dar să aibă familia bine, copiii și nevasta lui. Îți dea Dumnezeu bucurii la copiii tăi. Aceeași mentalitate o am și eu. 50 de euro de partea lunaș. Sunt timpurile grele, dar Dumnezeu ne iubește și ne ferește de orice, că suntem oameni buni. Dai curea turnele acolo! Le
cicatrița mea de la. Auzi, palot! Icoanele din casa mea, Elisa mea și Beatrisa mea, și Florina ochii mei, măicuța mea, copiii mei. Aș vrea să mănânc pâine cu sare, vreau să am familia bine și cu valoare. De ce? Am să muncesc pentru ei. Florina mea și copiii mei. Familia după inima mea, după sufletul meu. Și sunt norocos și binecuvântat de bunul Dumnezeu. Elisa mea și Petia mea și nevasta mea, Florina mea. Pentru ei mă luc ca să fiu și nevoie. O strofă mai am și eu pentru nașul mare, care strofa asta eu când am imprimat strofa asta în studio, cântam și plângeam că mă gândeam la copiii mei. Și atunci spui așa, fiată. Poate să vorbească cine vrea, eu mi-am apărat familia și fac compromisuri zi de zi. Doar pentru nevastă și copii mă zbat să le fac un viitor, cum se zbate pasărele în zbor. Adevărul numărul unu, iar alergă pentru puiei pasăre normal. Și nașul mare, eu alerg pentru copiii mei. Am familie după inima mea, după sufletul meu. Și sunt norocos și binecuvântat de bunul Dumnezeu. Copiii mei, valoarea mea, sufletul meu, Florina mea. Pentru ei mă duc ca să fiu cineva.